Printre cele mai nefaste efecte ale violenței împotriva copiilor sunt înstăpânirea fricii, a frustrărilor, a umilinței, a însingurării, ori a pierderii încrederii în sine, chiar dacă vorbim despre copii normali, bine dotați intelectual. Pedepsele fizice, dar și verbale aplicate acasă sau la școală îi fac să devină violenți sau să se alăture unor grupuri de elevi, de regulă de bangata sau dimpotrivă proveniții din familii defavorizate care își exercită supremația prin violență fizică sau verbală în clasele în care învață. Se pot spune foarte multe despre abuz, dar relativ la copii și la mai ales copii abuzați în familie de către părinți, abuzul se resimte în primul rând emoțional. Indiferent că este abuz fizic, adică e o pedeapsă, o corecție fizică aplicată copilului, el resimte această corecție tot la nivel emoțional, fapt care îl va afecta practic toată viața. Copilul interiorizează foarte mult, iar emoțiile sale nu pot fi exprimate în fața adultului pe care îl simte ca o autoritate, în fața căruia nu poate să ia nicio atitudine. Astfel încât emoțiile acestea puternice îi vor cauza în viitor foarte multe tulburări emoționale, dar asta nu este cea mai rea parte a acestui abuz, îi vor cauza tulburări de personalitate care foarte greu pot fi remediate. S-a zis că bătaia e ruptă din rai, da? Acum vinovați și părinții sunt că bat copiii, dar vinovați sunt și copiii că nu ascultă părinții, da? Câteodată mai trebuie urechet și copilul care nu ascultă. Și eu am fost copil. Și pe timpurile noastre ne amintim că totuși la școală învățătorii din timpurile acelea mai aplica metoda trasului de urechi și mai foloseau și rigla câteodată, ne trasau linii. Și să știți că e adevărat că aceste metode nu erau academice, dar parcă în unele situații a prins bine. Studiile arată că peste 30% dintre părinții recunosc că își agresează fizic copiii, iar peste 60% dintre copii spun că uneori sunt bătuți acasă. Violența împotriva copiilor din familiile din mediul rural și din cele de etnie romă este cu mult mai mare decât în mediul urban. Un copil abuzat emoțional poate să fie agresiv în clasă, pe stradă. Vedem atâtea cazuri de copii care sunt agresivi cu ceilalți copii și nu ne explicăm de ce. Asta trebuie urmărit în familie. Ce a pățit acel copil în familie? Părinții uneori își ia rolul de cei mai mari. Eu sunt mare, tu ești mic ca și copil, eu am dreptul asupra ta, am dreptul să te abuzez fizic, să te corectez fizic, dar nu-și dau seama că practic copilul va fi afectat pe termen foarte lung. Ați aplicat astfel de, să zic, mijloace pentru a-i educa? Da, i-am educat, i-am învățat ce e de bine. Deci nu ați folosit violența? Nu. Din păcate, sunt și căsătoriți. Să înțeleg că nu sunteți de acord. Nu. Nu, doamnă, pentru că e, nu știu, ăștia care fac așa ceva, probabil că au probleme. Nu se face, un copil nu-l crești cu bătaia sau cu fel și fel de cuvinte murdare. Copiii se îndepărtează și de părinți din cauza vorbele care le scot din gură, murdare. În celălalt sens, aplicarea bătăii este însoțită de incitarea la violența copiilor. Vreau să scot om din tine, nu în papă lapte. Nu vorbim aici doar de bărbații consumatori de alcool, de cei care se consideră nu capul, ci stâlpii familiei, ci și de faptul că ei înșiși au fost crescuți prin agresiune fizică de părinților. Foarte proastă. Foarte. Trebuie să schimbe legile astea. Ceva așa de neînțeles însă pentru copiii ăștia care crede că sunt precoci. Dar numai pe o anumită răulă, eu știu, așa. Dar ca să judece, nu cred. Nu sunt de acord. Unul din doi părinți care recunoaște că își lovește copiii spune că o face pentru binele lor. Doar un părinte din 10 spune că nu și-ar lovi niciodată copilul. Trăim într-o țară în care violența asupra minorilor este tolerată și de comunitate și de autorități.